Bun găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Noi detalii privind lupta de la ATI pentru salvarea bolnavilor de COVID-19, relatată de un medic aflat în prima linie a războiului cu SARS-CoV-2. Informații și sfaturi utile pentru o bună sănătate orală, într-o nouă rubrică La dentist cu dr. Lahu. Calitățile curative ale crețișoarei și o mască naturală pe bază de căpșuni, bună de aplicat în sezonul rece, la rubrica de remedii naturiste. Noi detalii privind lupta de la ATI pentru salvarea bolnavilor de COVID-19. O radiografie a situației dificile din secțiile de terapie intensivă, costurile și un mesaj din linia întâi a războiului cu boala COVID-19. Explică dr. Radu Țincu, medic primar terapie intensivă, ATI, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, șef lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila. Rata de mortalitate să știți că e determinată de mai multe aspecte. În primul rând este determinată de vârsta pacienților, pentru că pacienții care au o anumită vârstă au și o rezervă biologică, adică o capacitate de a rezista în fața unei probleme de sănătate mai mică. Pe de altă parte sunt bolile cronice asociate. Bolile cronice și ele mai scad din această rezervă biologică și pacientul este foarte vulnerabil să dezvolte forme severe de boală. Dacă discutăm de bolile cronice, iată că pandemia, așa cum ne-a arătat la început că avem un sistem de sănătate deficitar ca infrastructură, ca personal medical, iată că bolile cronice ne arată faptul că neavând programe naționale de prevenție a bolilor cronice, se reduce incidența acestora printr-o prevenție eficientă și reală, iată că bolile cronice devin un element de vulnerabilitate. De asemenea, pacienții cu boli cronice nu sunt incluși la timp și nu sunt gestionați corespunzător în programele naționale de boli cronice. Și acest lucru nu face altceva decât boala să evolueze, pacientul să o ducă pe picioare și în acest fel să-și epuizeze rezerva biologică. Aceste elemente sunt esențiale de a fi corectate după trecerea pandemiei. Iar dacă discutăm de mortalitate, dincolo de aceste aspecte care țin de ceea ce nu s-a făcut înainte de începerea pandemiei, să vedem ce crește mortalitatea din timpul pandemiei. În primul rând, faptul că lucrăm cu spitale vechi, spitale care sunt construite în anii 50, 60, 70, în care nu se pot implementa circuitele funcționale. Discutăm de deficit de personal medical, medici și asistenți medicali. Gândiți-vă că în secțiile de terapie intensivă, pacienții sunt îngrijiți în foarte multe spitale, 8-10 pacienți de terapie intensivă sunt îngrijiți de 2 asistente medicale. În mod normal ar trebui să fie îngrijiți de 10 asistente medicale conform recomandărilor europene. În momentul în care ai un astfel de deficit de personal, este evident că și calitatea actului medical este scăzută și este firesc să se întâmple așa. Gândiți-vă că discutăm de spitale care au saloane cu 10 paturi de terapie intensivă, în contextul în care ar trebui să existe doar 2 paturi de terapie intensivă în zona respectivă, apropo de infecțiile nozocomiale care apar și se transmit de la un pacient la altul. Și dacă discutăm de pandemie, un alt element care crește mortalitatea este reprezentat de atingerea capacității maxime a sistemului sanitar. Cu cât ne vom apropia de capacitatea maximă a sistemului sanitar, cu atât vom avea o mortalitate mai mare, pentru că pacienții nu vor mai avea loc în secțiile de terapie intensivă. Ei vor fi temporizați în UPU, în camera de gardă, o perioadă lungă de timp, până când se va găsi un loc fie în secția de terapie intensivă a spitalului respectiv, fie vor fi transferați în alte spitale din țară. În acest moment mă alarmează numărul de cazuri zilnice. Suntem la un platou de 10.000 de cazuri sau suntem de câteva zile pe această linie de 10.000 de cazuri. Rămânerea la acest nivel va pulveriza sistemul sanitar. 10.000 de cazuri pe zi vor genera în perioada următoare, asta însemnând undeva la 10 zile, 14 zile, 16 zile din momentul acesta, va genera un număr de 250, 300 sau chiar 350 de pacienți pe zi care vor avea nevoie de terapie intensivă. În contextul în care capacitatea totală a României de terapie intensivă este puțin peste 3.000 de paturi și cu o capacitate de 2.300 de ventilatoare.
trebuie să avem în vedere că acest tip de ajutor internațional este posibil în momentul în care avem o criză sanitară națională și atât. În momentul în care toată Europa este măturată de acest al doilea val al pandemiei de coronavirus, este foarte dificil să credem că alte țări vor putea să gestioneze pacienți de import în contextul în care în propria țară există o creștere a numărului de cazuri. A doua variantă, sigur că dincolo de transport, ar fi ca acești pacienți, ca personal medical și infrastructură din țările vecine sau țările europene să vină în România. Din nou, nu cred că nici acest element nu va fi fezabil, pentru că și acolo există nevoie de personal medical în contextul în care pandemia evoluează și accelerează la fel de rapid. Pacienții de terapie intensivă sunt pacienți care consumă foarte multe resurse și discutăm de resurse de toate felurile. Resurse de infrastructură medicală, sunt foarte multe aparate care sunt în jurul acestor pacienți, care le suplinesc funcțiile vitale pierdute și care au nevoie de suport. De asemenea, există personal medical care trebuie să fie, să îngrijească mult mai mult comparativ cu alte secții ale spitalului. Și sigur, există și costuri materiale, consumabile, bani care se consumă pentru tratarea pacienților în terapie intensivă. Gândiți-vă că un pacient de coronavirus staționează în medie în terapie intensivă undeva la 20-22 de zile. Totalul costului pentru un astfel de pacient, în funcție evident și de gravitatea bolii, poate ajunge chiar până la 40-60 de mii de euro pentru fiecare pacient, în funcție de complexitatea cazului. Sunt costuri enorm de mari, sunt costuri care vor avea un impact asupra bugetului sistemului de sănătate. Iar atunci când discutăm de costuri, trebuie să ne gândim că în momentul în care nu respectăm regulile sanitare și ne îmbolnăvim din ce în ce mai mulți, asta înseamnă că se vor consuma din ce în ce mai multe resurse și la un moment dat se va produce un dezechilibru între sistemul sanitar. În momentul ăsta funcționează pe două paliere: pacienții cu coronavirus și pacienții care nu au coronavirus. În momentul în care vor fi foarte mulți pacienți cu coronavirus, balanța va fi dezechilibrată în favoarea acestora, astfel încât foarte multe resurse vor fi consumate pentru tratamentul acestor pacienți în detrimentul celor care nu au coronavirus. În primul rând, trebuie să înțeleagă că pandemia aceasta există. În fiecare zi mor oameni în spitalele din România răpuși de coronavirus. În al doilea rând, această boală, într-adevăr, este cu atât mai gravă cu cât persoanele sunt mai în vârstă și au anumite patologii cronice, însă nu există nicio garanție că persoanele tinere care se contaminează cu SARS-CoV-2 nu vor dezvolta forme severe. În al treilea rând, dacă nu vom respecta regulile și vom scădea numărul de îmbolnăviri, vom ajunge să nu mai avem loc în spitale și pacienții să moară în fața spitalelor, în ambulanțe sau chiar la domiciliu, nemai având capacitatea de a-i prelua. Singurul lucru care îl putem face în momentul de față, până la sosirea unui vaccin împotriva acestei boli, este să respectăm regulile sanitare, să înțelegem că viața noastră din prezent nu poate fi la fel ca viața de acum un an de zile și că trebuie să ne comportăm cu anumite restricții pentru a putea controla transmiterea virusului în comunitate. Controlul periodic al tanturii copilului înainte de apariția dinților definitivi îl poate scuti pe viitor de multe necazuri privind sănătatea orală. Bebelușul nu are nevoie de periaj dentar, susțin unii părinți. Greșit. O să aflați imediat de ce. De ce este necesar controlul periodic al danturii copilului și scopul periajului dentar la bebeluș într-o nouă rubrică La dentist cu dr. Leahu. Bun găsit! Atunci când încep să apară dinții definitiv, trebuie văzut dacă aceștia erup corect, frumos, în pozițiile lor sau dacă nu cumva trebuie corectați. Dacă este necesară o corecție a dinților, este obligatorie vizita la medicul ortodont și, eventual, purtarea unui aparat dentar. Important este ca părinții să facă o vizită la dentist împreună cu copilul înainte ca acesta să aibă vreo problemă gravă și înainte să-l doară ceva.
Începând cu vârsta de 6 ani și până la vârsta de 13 ani, dinții de lapte sunt înlocuiți de dinții definitivi. Primii dinți definitivi care apar sunt incisivii centrali inferiori, adică incisivii de la nivelul maxilarului inferior sau mandibulă. Până la vârsta de 9 ani, copilul va avea grupul frontal inferior și superior, adică incisivii centrali, incisivii laterali și canini. Până la vârsta de 13 ani vor apărea și premolarii și molarii, adică dinții posteriori. De obicei, în cazul fetelor, dinții definitivi ies mai repede decât în cazul băieților. Atunci când un dinte de lapte cade, pot exista ușoare sângerări. Este un moment în care părintele este foarte bine să-și liniștească copilul, să vorbească cu copilul și să-i explice faptul că este un proces normal, ceea ce se întâmplă, și că dinții de lapte care au căzut vor fi înlocuiți de niște dinți definitivi mai puternici, mai mari, pe care va trebui să-i păstreze toată viața. Între vârsta de 6 ani și vârsta de 13 ani, cum spuneam, dentiția este mixtă, adică avem pe arcadă și dinți de lapte și dinți definitivi. Ce probleme pot să apară? Ar putea să fie incongruențe dentare, adică dinții să fie înghesuiți sau depărtați, dar se rezolvă cu tratament ortodontic. Odată cu erupția primilor molari definitivi, adică molarii de 6 ani, este recomandat să se realizeze în cabinetul de stomatologie sigilarea acestora. Prin sigilare ne asigurăm că pe viitor copilul, respectiv viitorul adult, nu va mai avea carii. De asemenea, la vârsta de 12 ani, când apare molarul al doilea, din nou este bine să-l sigilăm, plus controle regulate la medicul dentist odată la 6 luni. Atunci când vorbim despre periajul dentar la copii, este necesar să știm faptul că acesta reprezintă una dintre cele mai importante activități cu care cei mici trebuie să se obișnuiască încă de la cele mai fragede vârste. Rutina zilnică a igienei orale este foarte importantă pentru noi toți, deoarece aceasta ne asigură o dantură sănătoasă și frumoasă. Igiena orală la bebeluș trebuie începută de la apariția primului dințișor sau, dacă mămica este dispusă, poate începe chiar cu aproximativ câteva săptămâni înainte de erupție, să șteargă cu ajutorul unui tifon steril înfășurat în jurul indexului gingivuțele celui mic. Astfel, avem un teren curat în care, la apariția primului dinte, ne putem bucura de un spațiu propice. Igiena dentară la copii mici se face în funcție de vârstă. Dacă avem sugarul, ne putem folosi de același tifon steril înfășurat în jurul indexului, cu ajutorul căruia ștergem ușor dinspre gingie, spre dinte, suprafețele dintelui. Dacă avem un copil între vârsta de aproximativ 1,5-6 ani, putem folosi o periuță cu capăt mic, cu permoi, cu care de asemenea vom face același tip de periaj dinspre gingie, spre dinte, aproximativ 2 minute dimineața și seara. Iar dacă avem un copil mai mare, putem folosi o periuță chiar și electrică cu care putem repeta același tip de periaj, dar adaptat mărimii dinților de la 6 ani în sus. În privința apei de gură la cei mici, putem folosi în momentul în care avem afecțiuni parodontale de tipul gingivitei date fie de o placă bacteriană persistentă, o tehnică de periaj incorrectă, agresivă. În acele momente putem recomanda apa de gură. Copiii au o pastă de dinți adecvată vârstei lor. Până în jurul vârstei de 2 ani se poate folosi o pastă de dinți fără fluor. Începând cu vârsta de aproximativ 2-3 ani, dacă cel mic știe să clătească corespunzător gurița, se poate folosi o pastă de dinți cu aproximativ 500 unități de fluor. Iar în sus, de la 4-6 ani, putem folosi chiar și cu 1000 unități de fluor. Sfaturi pentru mămici în privința unei igiene orale corectă a celor mici ar fi, în primul rând, o tehnică adecvată de periaj, cea de la gingie spre dinte. Ca și timp, trebuie aproximativ 2 minute la vârstele mici, de la 6 ani în sus, aproximativ 3-4 minute. Pasta de dinți să fie adecvată vârstei lor, grupei lor de vârstă, cât și a abilității copilului de a clăti corespunzător gurița. De asemenea, dacă cel mic este deja răbdător, se poate introduce ața dentară, care poate fi iar pe grupe de vârstă. O avem pe cea cu suport de plastic, pe care părintele o poate folosi cu ușurință, sau dacă avem un copil foarte enzimatic, sau dacă avem un copil foarte agil, putem folosi ața dentară tip sfoară.
Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Calitățile curative ale crețișoarei și o mască naturală pe bază de căpșuni, bună de aplicat în timpul iernii. La rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Crețișoara, o plantă cu efecte curative într-o mulțime de afecțiuni, în special în cele specifice femeilor. Nu întâmplătorii se mai spune și tămăduitoarea femeilor. O mască naturală din căpșuni, zeamă de lămâie și miere este un adevărat balsam pentru piele în perioada iernii. Calitățile curative ale crețișoarei și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre crețișoară, o plantă deosebită cu efecte curative într-o mulțime de afecțiuni. Popular îi se mai spune și umbrarul doamnei, umbrarul muntelui, brumărie, crețărel, palașcă și pleașcă. Planta preferă solul bogat în humus din zonele deluroase și de pe podișurile din zonele montane. O putem întâlni în fânețe, livezi, luminișurile pădurilor și pe coastele abrupte. În scop terapeutic sunt folosite florile și frunzele bogate în substanțe benefice pentru organismul uman. Uscate, acestea se prepară sub formă de infuzie, decoct, tinctură, unguent, macerat la rece, vin și ulei terapeutic, oțet medicinal și pulbere. Planta are și proprietăți terapeutice diverse, printre care astringente, antidiareice, anticoagulante, antiinflamatoare, cicatrizante, tonice, sedative, detoxifiante. De asemenea, este un bun tonic cardiac, dar și un antihemoroidal redutabil. În plus, crețișoara are efecte curative în bolile aparatului genital feminin, acesta fiind și motivul pentru care este supranumită și tămăduitoarea femeilor. Printre altele, combate durerile și spasmele la nivelul organelor genitale, inclusiv în cazul prolapsului uterin. Previne avortul spontan în cazul sarcinilor dificile, ajută la vindecarea leziilor provocate de nașterea naturală și la refacerea musculaturii abdomenului, reglează echilibru hormonal, previne formarea fibroamelor, menține sănătatea mucoasei vaginale. Crețișoara are însă efecte notabile și în bolile digestive, metabolice și ale sistemului nervos. Efectul curativ este semnificativ printre altele în enterite, diaree și balonări, în steatoză hepatică și congestie hepatică, în ocluzie intestinală, hemoragii interne și hemoroizi, în diabet zaharat, obezitate și anemii, în insomnie și astenie. Planta are efecte benefice și în tratarea afecțiunilor cavității orale, precum stomatite, afte, gingivite, dar și pentru calmarea durerilor de după extracții dentare. De asemenea, tratează faringitele și laringitele. Efectele curative se pot constata și în cazul aplicării externe a preparatelor în cazuri de răni purulente, ulcer varicos, înțepături de insecte ori acnee. Bunicile noastre preparau cataplasme din frunze proaspete de crețișoară fierte în lapte, pe care le aplicau pe frunte contra durerilor de cap. De asemenea, foloseau tinctură de crețișoară pentru a masa ușor pielea afectată de vergeturi. Atenție! Crețișoara este contraindicată în cazul persoanelor alergice. De asemenea, se recomandă precauție la administrarea tincturii și a vinului terapeutic în cazul persoanelor cu afecțiuni hepatice și al femeilor însărcinate. Atât despre crețișoară. A sosit momentul să ne ocupăm de sănătatea și frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască naturală din căpșun, zeamă de lămâie și miere. Ca să o preparați, aveți nevoie de câteva căpșuni bine coapte, zeama de la o lămâie și o lingură de miere de albină. Pasați bine căpșunile și adăugați zeama de lămâie și mierea. Amestecați bine până obțineți o pastă omogenă fină pe care o aplicați pe față, gât și decolteu. Lăsați să acționeze 20 de minute, apoi clătiți cu apă călduță. Acidul acetilsalicilic din căpșun
combate efectele frigului asupra pielii, iar compoziția din cele trei ingrediente hrănește, catifelează și dă strălucire tenului. Puteți aplica această mască o dată sau de două ori pe săptămână în perioada iernii. Ne apropiem de final și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că gândacul de bucătărie poate trăi câteva săptămâni cu capul tăiat? În final, gândacul va muri de foame. Știați că, potrivit oamenilor de știință, pe o suprafață de doar 2 cm de piele de pe trupul omului se găsesc 32 de milioane de bacterii? Din fericire, cele mai multe sunt benefice. Știați că delfinii și maimuțele bonobo sunt două specii din regnul animal care fac sex și de plăcere, nu doar pentru a se mulți? Atât pentru astăzi. Până la o nouă întâlnire, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. O mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!